Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou vlog. Cred că este primul vlog de-l fac noaptea. Vedem ce ieși acum. Păi, sper să se vadă bine acum, Ana, eu știu. Unde am 300, da. Aici, uite-vă sensul. Sensul giratoriu. Băi, frate, mai am de băgat o grămadă. Am coborât după vaporul mai devreme. Da, haide-vă că ajung până 7:50 acum. Băi, sper să mă opresc pe la 12 noaptea, ceva de genul. Hai că vedem. Vedem ce și cum. Măi, oameni buni, am tot zis că vorbesc de chestia asta, dacă rentează cumva să lucrezi pe contract străin sau nu. Gen contract străin versus contract pe România. Mă, cumva este la două capete ca să fiu cinstit și să fiu pe înțelesul tuturor, să spun așa. Mă, contractul străin e și bun, e și rău într-un fel. Că na, uite, foarte mulți mi-au scris că... Bine, foarte mulți. Na, mint un pic. Câțiva. Au fost câțiva băieți de mi-au scris. Știi despre treaba asta? Și am zis, să vorbesc până la urmă, să fac un clip exact referitor pe subiectul ăsta, știi? Mă, cumva e la două capete, că dacă tu te duci într-o țară străină, ok, lucrezi la ei și faci stilul ăsta, stil comunitate, 3 luni sau 2 luni cu o lună acasă sau una cu una, chestii de-astea de genul, știi? Mă, nu prea rentează într-un fel sau altul, pentru că tu poți să, na, mai ai nevoie de spital, mai ai nevoie de una de alta, ție dările, să zic așa, ți se plătește în țara unde ai contractul. Și într-un fel sau altul nu prea rentează, că dacă tu lucrezi, nu știu, lucrezi 2-3 ani, nu ți se plătește nimic, nici în țara ta la pensie, nici la sănătate, la absolut nimic. Adică vezi, Doamne, tu te bucuri că Hatalica vezi, ai contract străin cu Havau. Băi, și de fapt e, într-un fel e mai rău, mai mult rău faci decât bine. Că pierzi și ani din viața ta și nu ți se plătește la pensie, să zic așa. Adică contractul străin rentează cumva din punctul meu de vedere, ori te-ai stabilit într-o țară străină, oriunde, na, depinde unde vrei tu, fiecare, na, cum îi place. Da, zic că te-ai stabilit într-o țară străină și stai acolo, bă, frate. Aici e șmecherie. Stai acolo, ieși la pensie de acolo, te duci la doctor acolo, de exemplu, să locuiești acolo cu familia sau singur, de la caz la caz, dar na. Ideea de bază este să locuiești acolo ca să renteze cumva. Înțelegi? Ca să beneficiezi de niște chestii, că altfel te duci acasă, iar o picior, te-ai îmbolnăvit. Deci de muncă suntem oameni, na, până la urmă. Și te-ai îmbolnăvit și te duci acasă la spital și nu mai poți să te duci, că... Bine, te duci, dar te duci la privat. Și unde-i, mă, frate, șmecheria, că ai făcut 2, 3, 5 ani treaba asta și nu prea ești pe plus într-un final. Numai dacă faci un minim de 10 ani de contract străin, atunci e altceva. Deci, ca să ne înțelegem. Adică, cumva, este la două capete toată povestea asta. Eu am contract pe România, că mulți m-au întrebat, da, am contract pe România și mie îmi convine. Pentru că mi se plătește o sănătate în țara mea, na, se duce și către pensie, bine, nu știu cum mai apuc eu pensia, dar ca idee, na. Asta și zic, vreau să fiu pe înțelesul tuturor. Adică, e bine să-ți așezi tu cărțile din tinerețe, ca să zic așa și să fiu pe înțeles. Că degeaba te mântrești că lucrez în Belgia. Am contract Belgia, bă, tată, bă. Băi, nu prea rentează. Că cu tot cu contractul tot belgian, eu cu contract românesc câștig mai bine ca tine cu contract belgian. Dar nu despre asta e vorba.
Că na, eu nu fac acest vlog să dau peste nas na, la cei care mor cu contract în brațe, că mai sunt și oameni de genul. Până la urmă, fiecare lucrează cum vrea și cum dorește, că na, trăim liberi, cum s-ar spune, nu suntem ca alte nații să fim legați de mâini și de picioare. Noi, na, că suntem în Uniunea Europeană, suntem super, super liberi și putem alege ce facem cu viața noastră și asta e o chestie super, super bună pentru noi, na. Că dacă te-ai enervat un pic la vreo firmă, în secunda 2 ți-ai dat demisia și baftă, te-ai dus la alta. Dar altul, dacă e altă nație, na, din națiile astea care ori filipinez, ori nepalez, ori na, sunt o grămadă nații. Uite cum avem și noi filipinez. Băi, nu mai pot chiar așa ușor, că ei sunt trecuți pe Polonia, la ei e cu totul o altă discuție. Polonia îi acceptă să, na, să fie trecuți la ei, cu condiția să nu lucreze la ei. Și Polonia, adică cumva să încaseze bani pe spatele lor. Deșteaptă Polonia în sensul ăsta. Super deșteaptă. Înțelegi? Și asta e ideea, că tot am zis că vorbesc de contracte, unul versus altul. Din punctul meu de vedere, rentează cel românesc. Doar că șmecheria și mica problema ar fi, dacă ai fi pe minim pe economie, nu prea e ok, că... Na, uite, salariile diferă, am văzut că au început firme să crească salariul pe România. Înțelegi? Să nu mai fie gen minimul ăla pe economie, ca femeia de servici să ai... șofer de camion să aibă salariul ca femeia de servici. Este o problemă foarte, foarte mare în țara noastră, se știe de problema asta, dar nimeni nu face nimic. Cu toate că și statul cumva, dacă ar fi un pic inteligent, că normal salariile ar trebui să fie invers. Și ar încasa și mult mai mult pe spatele tău ca șofer, de exemplu. Și tu ai avea de câștigat într-un fel sau altul, dar și statul ar avea de câștigat foarte mult. Doar că na, nimănui nu-i pasă și cam asta e rezultatul, un rezultat de rahat. Dar atât din când nimănui nu-i pasă, asta este rezultatul. Dar na, la noi, de exemplu, nici nu încape vorba de minimul pe economie, că la noi este cu totul altă discuție. Nu mai este minimul pe economie de mult la noi. Dar na, bine, poate la cei ce vin începători, acolo e cu totul altă discuție. Cumva diferența salarială la noi este uriașă între un băiat de vine începător și un băiat vechi. Aproape că este și dublă diferența salarială. Acum, să fiu cinstit, mie personal ca băiat vechi, mie îmi pică super bine și sunt mulțumit. Dar unul care vine nou, mă, nu prea e mulțumit, că e frustrant cumva. Și auzi discuții în bucătărie că ăla e dublu cu tine, ăla la fel, ăla la fel, pe tine capul, ești nebun. Și băi, și pe unde am venit, bă, frate? Da, și noi. Am așteptat ani de zile, ca să zic așa, că n-a fost pocnit în deget, nu poți să ajungi cichician două zile de sport, ești nebun, că despre asta e vorba. Adică trebuie să tragi, na. Și cumva la fel și aici, adică prima dată arăți că ești ok, că ești serios și la urmă te duci la birou frumos, te iei de mănuță frumușel și discuți, altfel discuți, altfel vorbești. Dar dacă tu vrei mult din prima, mă, nu funcționează lucrurile așa și cumva mi se pare normal. Diferența salarială mie îmi pică bine că sunt vechi. Dacă aș fi fost la început, poate m-aș fi ofticat și eu și nu mi-ar fi picat bine, ca să fiu cinstit. Dar acum... Exact ce am spus, nu poți în două zile să... Cât a făcut unul, nu știu, lucrează unul, are 10 ani de experiență, că uite, și eu am 10 ani de experiență. Mai am un pic să schimb atestatul pentru a doua oară. Bine, un pic, acum ianuarie, trebuie să dau examen iar, am un chef de învățat mai mare drag. În ianuarie dau iar atestate, carte la tahograf, tâmpelina. Și asta zic, tu care ai niciun an de experiență, vrei să câștigi cât ăla care are 10 ani? Și eu am câștigat la început 600 de euro, atât am dădea hartel. Bă, și am fost mulțumit. Și am fost mulțumit de ce? Pentru că am învățat. Da, am învățat, mi-am dorit foarte mult, cu toate că într-un final am călcat pe bec, am avut clinciul cu titular și cumva s-a întâmplat întâmplarea. Na, cine mă urmărește știe că am avut ceva probleme cu un titular. Dar totuși am...
am avansat, să zic așa, că uite, asta dacă nu mă înșel, este a șasea firmă. Adică unde nu mi-a convenit, am plecat din asta la discuții, că eu nu sunt omul care stau prea mult la discuții. Dacă nu-mi convine, îmi iau bagajelul frumos și plec, dacă simt că nu e de mine. Și mi se pare ceva normal, dacă simți că nu e de tine și simți că poți mai mult și că ai potențial, du-te-o, frate, la mai mult. Dacă nu poți, na. Înțelegi? Da, cred că vlogul ăsta îl fac așa mai mix, așa mai cu de toate, că uite, dacă tot m-am întrebat mai mult, am să profit un pic, că uite, și liber pe drum, bine, de obicei e cam liber pe aici, că sunt în Suedia. După aici este liber. M-a întrebat un băiat, da, dacă vede acest vlog, poate, na, poate se uite, sau poate alți curioși. Că după câți ani îți trebuie, gen, să poți să lucri cu așa ceva. Bă, diferă de la om la om, știu că i-am răspuns și lui. Și na, vă răspund tuturor, diferă de la om la om. Sunt oameni care nu pot face asta niciodată în viață. Că ăsta e adevărul, că este, găsești și ofertă de 10, 15, 20 de ani. Că da, nu vreau să dau nume, dar sunt. Și sunt destui. Cu vechime foarte multă, să zic așa, în spate. Și de-abia bagă un 17 metri la rampa. Adică despre ce vorbim? Da, păi așa, dihania asta. Dihania asta nici vorbă de așa ceva. El i-a tremurat numai când o vede. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, ți să mă repet, doar că ăsta este adevărul. Adică nu trebuie să te simți frustrat dacă auzi asta sau să te simți ofensat. Nu, nici vorbă de așa ceva. N-ai de ce. Pentru că poate mie îmi place lucrul ăsta și altfel am învățat. Altfel, na, m-am obișnuit cu chestia asta. Uite, se urcă și... A, nu s-a urcat. E, bordurică. Cumva trebuie să și-ți placă ceea ce faci, că mie și place, că na, e clară treaba. Clipurile mele vorbesc de la sine. Și asta zic, că bine, mai sunt și mulți, na, mai cu probleme cu băutura, cu una, cu alta. Eu nu am vicii, nu beau, nu fumez, iau, Pauline, continuu, aha, ca în România, du-te, adică, du-te, că n-aveai răbdare, fie la mama ta să fie. Da, avă răbdare, ca la noi. O fi fost român, cine știe, că numai la noi se circulă așa. Ce linie continuă? Da, bă, să meargă, mai era și dublă continuă. Da, s-o grăbi omul, cine știe, o avea alea pe foc, paragaz. Uita sărea cu copil ciorba, paragazul, frate. Da, mă, și exact cum spuneam, uite, am avut un prieten. Da, pe Madalin, poate, na, poate mulți îl cunoașteți. Acum vreau să spun cu toată sinceritatea, cumva m-a uimit și pe mine, dar și el cumva era îndrăgostit, să zic așa, de chestia asta cu 26 de metri. Și după o lună de zile deja era tank. Adică asta e ideea, cumva să-ți și placă ceea ce faci, altfel înțelegi când îți place ceea ce faci. Dar dacă ție nu-ți place și o faci doar pentru bani, bă, nu se leagă. Da, eu o fac și pentru bani și din plăcere. Nu pot să zic că o fac doar din plăcere, că eu nu sunt la muncă, că na, am copii acasă, na, ca fiecare. Și nu plec de acasă de nebun din plăcere, am plăcere să plec de acasă. Nu, nici vorbă, pentru bani o fac, că dacă n-ar fi fost plătită bine, n-aș mai fi fost pe aici. Eu aș fi vrut în tot sufletul să lucrez în România, dar în România nu-mi permit să lucrez. Salariile fiind foarte mici, efectiv mor de foame, bă. Dacă nu faci tu vreo ghidușie, dacă nu faci vreo tâmpenie să faci ceva, mor de foame. Muncești, dă țese pe ochi și faci foame, efectiv. Dacă mai ai și doi copii ca mine, că na, am doi copii, să-mi trăiască, mulțumesc, să rămână. Doamne ajută la toată lumea. Băi, mai face și glume, că na, uite, ne-a sunt la drum. Drumul e lung, mai avem 320 de km. Mai face și tot glumița, mai râde și noi ca băieți. Ce naiba să faci? Da, cumva, și asta este influența maximă. Banul din spate și la mașină și placă, că nu poți să faci doar plăcere și atât. Cumva este o chestie combinată. Cine lucrează sau cine face chestii de genul știe. Banul este influența maximă și la urmă vine și plăcerea. Că degeaba ai plăcere dacă ți-ar da 3 lei. Ce satan ar mai lucra, nu eu. Cum este pe Suedia. Nu aș lucra în veci. Sunt firme care plătesc 2800 de euro pe 26 de metri, ești nebun? Pe despre ce vorbim? În Suedia. În Suedia nu se merită nici măcar să visezi, să faci Suedia, dar cu firmă din Danemarca. Din Danemarca, nu firmă din Suedia, țeapă curată. Suedia plătește foarte, foarte slab. Țin să mă repet, Suedia plătește foarte, foarte slab. În Suedia, într-adevăr, sunt multe 25-uri. Nu prea sunt link-uri, sunt dolii, foarte multe.
Doar că salarizarea este slabă, ești nebun, adică nu se merge măcar să visez, dar păi să vin cu a... Pentru ce m-a să-ți rup cărca pe 3 lei? Du-te mă, frate, du-te mă pe 7 și pe Europa. Țin să mă repet, cumva combinația ar fi să prinzi o firmă daneză. Uite, Intercargo, de exemplu, unde lucrez, este firma daneză. Chiar dacă am eu lăsat pe România, am mai zis și în vlogul trecut, noi avem salarizare daneză. Și cumva mie îmi convine maxim, că na, mai se plătește un alta în țară și eu într-un final ies pe plus și eu sunt mulțumit, ca să fiu cinstit. Ata tot cât am, na, cât am salariul danez, chiar dacă e împărțit în două, că e împărțit în două, în lei și diurnă, dar tot la salariul danez ajung. Despre asta e vorba, de multe ori e mai bine ca daneză. Dar na, doar cine a fost pe aici sau cine a lucrat pe aici știe cu adevărat despre ce este vorba. Ca așa să aruncăm cu noroi în unul și în altul, simplu ca bună ziua. Înțelegi? Da, și din punctul meu de vedere referitor la contracte, na, doar așa am spus că rentează, cel puțin cum văd eu problema asta. Să lucrezi afară și să locuiești afară. Că dacă faci naveta, du-te, vină cu contract străin și la un moment dat renunți, eu prea mai avea combinații. Mai mult pierzi ani în viața ta pe degeaba. Înțelegi? Că uite cum e la danez, nu știu dacă știți. Dar danezul îți plătește la pensie. Danezul bandit. Că nici danezul nu e, na. Să zici că îți vrea ție binele, furnul. Bă, stai că nu e chiar așa cum pare. Că până la urmă, na, nu suntem de-ai lor și na, știi cum e. Că atât timp cât nu ești de-al lui. Danezul bandit, ce vreau să spun? Că eu te mai iau cu vorba și uite. Nu că mă zăpăcesc singur în gânduri. Îți plătește cum ar veni la stat și tu la urmă poți să îți iei pensia. Bun, ai ieșit la pensie. Dar aici iar cumva este țeapă într-un fel sau altul. Că el îți dă, de exemplu, să ai muncit mă 10 ani. În 10 ani zic că ai cotizat un 30.000 de euro la ei, la stat. Că s-au depus în numele tău 30.000 de euro la stat. Ok. Și ei cum ar veni, îți dă ca o rată înapoi, ca să înțelegeți. Adică nu îți dă, de exemplu, toată viața până mori, să zic așa, pe înțeles, să-ți dea pensie. Nu, ei îți dă ca o rată, îți dă toți banii înapoi sub formă de rată. Când s-a terminat ce ai cotizat, s-a terminat pensia. Ca să ne înțelegem despre ce este vorba, că să aruncăm cu noroi este foarte ușor, dar lucrurile sunt un pic mai complicate decât par. Adică așa că îți dai tu cu părerea... Bă, na, eu discut cu tot și cumva vreau să fiu înțeles de toată lumea din cauza asta și fac vloguri, să-i ajut și pe cei noi care, na, sunt noi în ale șoferiei și îmi doresc cu drag să ajut, că îmi place să ajut și ajut cu inima deschisă, na, că ăsta e adevărul, ăsta sunt eu și asta am făcut toată viața cu toate că, bine cu toată viața, în și ultimii 10 ani. Ceva de genul, adică m-am mărit și eu am început să înțeleg viața altfel și așa mai departe. Deci știi cum se spune în viață, bine faci, bine găsești. Rău faci, de rău ai parte în viață. Dar na, poate unii și la 40 de ani nu și-au dat seama de chestia asta și totuși sunt răutăcioși. Dar na, fiecare cum poate, cum vrea. Nu învăț eu pe nimeni cum să trăiască sau cum să se comporte în lumea asta. Doar nu uitați, fraților, bine faceți, bine găsiți. Doar de bine aveți parte în viață. Înțelegi? Că despre asta e vorba până la urmă. Eu consider că e ok să-i ajutăm și pe cei noi, pentru că mie, ca să fiu cinstit, mi-a fost exagerat de greu la început, pentru că mergeam de acasă cu bagaje. Ce ai mă, că aveam la bagaje de îmi venea rău, îmi rupeam cocoașa, naiba. Că mă duceam la gară, de la gară du-te cu trenul până la Timișoara, de la Timișoara ne lua un buz. Să zic așa, și mergeam până în Austria, la Vomp, îi spunea la orașul ăla. La hartă, că era acolo am lucrat 6 luni, parcă ceva de genul. 5-6 luni, pe acolo oricum. Și a fost groaznic de greu, îmi rupeam cocoașa. Acum, mă duc cu avionul acasă, vin cu avionul cu o gentuță mică, cu laptopul pe roți. Adică, na, s-au mai schimbat lucrurile, s-au mai schimbat vremurile și cumva nu-mi doresc ca toată lumea să treacă prin ce am trecut eu. Că dacă toată lumea trece prin ce am trecut eu, băi, oamenii vor renunța pentru că este groaznic de greu și trebuie să ai o ambiție de fier în tine ca să poți rezista. Despre asta e vorba. Da, eu nu zic că nu e ok. E ok și chestia asta că cumva te mai călește pe tine în viață și te întărește. Mamă, dar e plin de aradare. Ia uite încă unul.
Hai, lasă că e mai bine cu radare, ca să respectăm viteza. E 80, cât vrei, 100? Lasă că e bine 80. Da, mă, frate, și asta îmi doresc. Și asta și fac și am să fac în continuare. Chiar dacă mai găsești și câte unul, altul, na, câte unul răutăcios, eu răspund cu drag la toată lumea. Și na, respect toți oamenii, că așa e frumos și normal și corect totodată. Țin să mă repet, îmi doresc să ajut oamenii, cei ce sunt la început de drum, să nu se chinuie cum am chinuit și eu, cum s-au chinuit și mulți alții pe lângă mine. Că da, dacă eu sunt generația 91, nu am gândire la unul de... Da, că mai sunt oameni care nu prea te mai înțelegi cu ei. Au fixurile alea, sunt foarte, foarte fixiști. N-ar ajuta... Ni se-i bas cu parul, n-ar ajuta, adică n-ar face absolut nimic ca să ajute, mă, cu o vorbă, bă, nu trebuie să dea nimic, doar o vorbă bună. O, nu știu, o vorbă să te întărească pe tine ca om. Nimic, 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 nimic. Oamenii sunt din ce în ce mai răi și cumva îmi doresc din tot sufletul să schimb mentalitatea asta românului, că noi ca români suntem foarte deștepți, suntem foarte inventivi, suntem foarte isteți, doar că ne coboară foarte, foarte mult răutatea noastră, bă, frate, mă. Și dezbinarea asta, că suntem foarte dezbinați din cauza asta și suntem pe aici cu miile, dacă nu am fi chiar cu milioane de români până afară, până în străinătate, inclusiv și eu, că, na, se vede. Și îmi doresc să se schimbe, să schimb ușor chestia. Dacă schimb eu la 100 de persoane ușor mentalitatea și cumva vom fi mai buni, altul schimbă la alții și tot așa, și uite, cumva ne schimbăm ușor, ușor. Venim o generație mai bună din urmă, să zic așa.